surprindea adesea anotimpul, stând la răscrucea sufletului meu și urmărind cu ochii patru timpul ca pe un vânat superb, și am vrut mereu să-mi cadă viu în plasa de mătase, să mi-l domesticesc, să-l am captiv la mine în grădină. Ziduri groase mi l-ar fi împrejmuit definitiv, l-aș fi învățat să stea în două labe, să sară cu tertipuri și drăcii. Ceasornicul cu cifrele arabe și calendarele cu file vii le-aș fi avut atunci la îndemână, și ager degetul mi arătător s-ar fi trezit că minutarul mână cum vrea înspre trecut sau viitor. Dar timpul îmi scăpa din mâini. Se pare că nu în mine își găsea ecou. Nu eu eram printre eroii care puteau să-l facă creator și nou. Eu mai credeam în feți frumoși din basme și mai visam la codrul românesc. Dar printre vechi legende și fantasme, eu am văzut cum oamenii scrâșnesc. Eu am văzut istoria cum plânge în cimitirul cu trei pruni bătrâni, cum suferința în ochi se răsfrânge, cum flori de purpură îi cad din mâini.